Mergem mai departe cu site-ul despre copii.com, care vine permanent în sprijinul părinților cu informații relevante și proiecte speciale. Vom afla de la Florin Popescu care este abordarea site-ului în ceea ce privește problema internetului și tehnologiei. Mulțumesc! Wow! Mă bucur să vă văd! Bună seara! Vorbim de tehnologie. Mi se spune să stau pe pătratul ăsta după ce am stat o oră jumate pe scaun. Eu fiind ADHD-ist. O să încerc. Aș vrea, pentru câteva secunde, să faceți o pauză mentală și să vă gândiți unde ne aflăm. Suntem filmați de o cameră, semnalul merge la un calculator, care prin internetul locației merge la un server și prin nenumărate locuri din internet ajunge în America, unde au ei probabil serverul de live streaming, după aia ajunge în Olanda, unde avem noi serverele, și dacă deschideți pe telefon și încercați să urmăriți emisiunea live, o să ajungă pe telefonul dumneavoastră, probabil cu întârziere de câteva secunde, 10-20 de secunde. Voi vă dați seama în ce epocă trăim? Ei bine, în epoca asta digitală încercăm să ne creștem copiii. O să vă mai spun o poveste, chit că depășesc timpul de 10 minute, o să mă omoare Adelina. Da? Acum 6 ani de zile eram într-un avion și zburam către Statele Unite. Și a apărut stewardesa și a zis, avem un anunț foarte interesant pentru voi, într-un proiect pilot aveți internet gratuit în avion. Wow! Și am început tot să folosim internetul, selfie-uri pe Facebook, care mai de care, și n-am mai mers. Și după 5 minute a venit stewardesa și a spus, ne pare rău, dar nu mai funcționează, niște probleme cu satelitul. Și cel de lângă mine a zis, ce porcărie, ce serviciu. Și am zis, excuse me? Tu stai în acest moment pe un scaun destul de confortabil, la 10.000 de metri în aer, primești un serviciu care acum 5 minute nici nu știai că există și te plângi că nu mai funcționează? Da, în lumea asta trăim și în lumea asta ne creștem copiii. Ok, hai să vă mai spun o poveste înainte să trec la următorul slide, că îmi place să spun povești în seara asta. Acum foarte mulți ani, mi-e și rușine să spun acum câți, eram în clasa a 6-a sau a 7-a de școală, la școala 56 din București, și au venit în vizită la școală niște profesori de la o școală de muzică din apropiere care încercau să facă rost de elevi noi. Și ne-au dat un formular, m-am dus cu el acasă și i-am spus mamei, vreau pian, vreau să fac pian, vreau să fac pian. Și mama a zis, da. E chiar avuse un pian care îl vânduse, neinteresant, nu vedeau în mine un potențial muzical. Și i-am bătut la cap, vreau pian, și după vreo 4-5 săptămâni au zis, ok, mergem să ne înscriem la școală. Am ajuns la școală și, spre ghinionul meu, profesoara de acolo ne-a informat că locurile s-au completat și dacă vreau pot să studiez vioară. Eu care vreau să... Baza acolo, vioara nu mi s-a părut interesantă și m-am oprit. Și s-a încheiat și cariera mea muzicală. Și în urmă, la un interval de 25-30 de ani, hai ca să vă dau așa cu intervale, de ziua băiatului meu am cumpărat o orgă electronică. Și am zis, ăsta e cadou de ziua ta, el a început să bată în ea, avea vreo 8 ani, a început să bată în ea tare, până a început să ne deranjeze. Și am zis, domne, ce idee cu tehnologia asta, are mufă de căști. Și am zis, ia pune tu căști și bate acolo cât vrei. Și a continuat cu căști. Și după vreo 2-3 săptămâni, trecând pe lângă el, am scos căștile. Și am fost șocat să văd că el cânta o melodie. Nu era complicată, dar cânta o melodie. Și am zis, ce ai făcut? De unde știi tu lucrurile astea? Și a zis, de pe YouTube. Ei bine, aș vrea să vă spun că în această perioadă copiii voștri trăiesc
într-un mediu extraordinar. Au acces la un volum de informații inimaginabil. Pentru foarte mulți dintre noi ca părinți este un blocaj mental, ca să ne dăm seama cât de mare este volumul. Sute de mii de copii anual învață chitară pe internet. În 2004, foarte aproape de când s-a lansat YouTube-ul, un indian din Statele Unite a postat primele videouri cu matematică, lecții de matematică online. Acum, Khan Academy, chiar merită să o căutați dacă nu știți de ea, are în jur de 17 subiecte, de la astrologie, matematică, chimie, programe, videouri care ajută copii și oameni din întreaga lume să învețe o materie și are 84 de milioane de utilizatori. În lumea asta trăim. Poate e târziu și n-aș vrea să fac exercițiul ăsta și nici nu vreau să vă supăr careva, să vă scot o hartă acum și să-mi arătați unde e Bangladeshul pe hartă. Sunt curios cât s-ar descurca. Nu vă pun. Vă pun mai încolo la altceva, ca să vă speriu, aveți timp să fugiți acum. Băiatul meu scrie muzică. Ulterior, l-am dat la lecții de pian, are gradul 7 în pian, scrie muzică și compune muzică online cu alți copii sau cu alți tineri din întreaga lume. Întâmplător de curând, lucrează la o melodie cu un tânăr din Bangladesh. Mulți dintre noi nici nu putem să punem degetul pe hartă în Bangladesh, dar probabil că nimeni din sala asta nu are un prieten în Bangladesh. El are. Trăim în această lume. Internetul nu este doar o resursă inimaginabilă de informație, dar este și un mod în care copiii voștri se conectează cu alți tineri, lucru care noi, la vârsta noastră, nu l-am avut. Și în lumea asta, noi trebuie să fim părinți. Nu vă mai povestesc ultima poveste, e una interesantă, poate cu altă ocazie. Bun, ei, hai să vă pun la treabă. Noi, în lumea asta, copiii nu iau înainte, sunt extraordinari, aleargă pe internet cu viteza luminii. Ce facem noi ca părinți? Cum reușim noi ca părinți să ținem pasul? Putem să ținem pasul? Și înainte să vă spun cum cred eu că ar trebui noi să ținem pasul, vreau să fac un exercițiu cu voi. Exercițiu simplu și vă pun la muncă. O să vă arăt niște logo-uri de rețele sociale. Pe ăsta îl știți deja, e Facebook, da? Și am să vă rog, când vă arăt logo-ul, să ridicați o mână, mâna dreaptă, stângă, n-are importanță, și să-mi spuneți dacă știți ce rețea socială reprezintă logo-ul respectiv. După aia o să vă rog să ridicați a doua mână dacă aveți cont pe rețeaua aia socială. Și cu mâinile sus, așa eu am microfonul, nu pot, o să vă rog să aplaudați dacă voi credeți că unul din copiii voștri are cont pe acea rețea socială. Da? Încercăm? Sunteți treci? Ok. Bun. Deci, Facebook. Da? Cunoașteți logo-ul ăsta? Mâna a doua aveți cont? E un tătic care n-a ridicat nicio mână. E groaznic. E groaznic. Ok. Bun. Credeți că copiii voștri au? Hai să aud aplauze. Bravo! Hai să vă fac mai complicat. Știți? Mai puține lume. Hai să-i ajut pe aia care n-au ridicat mâna. Ăsta-i logo-ul vechi. Da? Deci este Instagram. Aveți cont? Wow! Și copiii voștri au cont? Nu prea aud aplauze. Sunt mici? Sau nu știți? Nu știți, nu știți. Bun, hai să complicăm lucrurile un pic. Pe ăsta știți? Da. Bun. Dacă nu știți, voi vă spun eu, este cel mai popular în rândul tinerilor din România sistem de instant messaging și chat. Îl folosesc foarte, foarte mult. Bun. Complicăm lucrurile? Mergem mai departe? Bun. Mâinile sus, vreau să văd. Cam greu. Este vorba de Snapchat. Acum ați auzit? Câți dintre voi cred, vă rog să aplaudați, că copiii au Snapchat? N-aplaudă nimeni. Nu știți. Vă spun eu că nu știți. Deci, în Statele Unite și în Europa de Vest, Snapchat-ul este cel mai popular social networking pentru tineri. Este mult mai folosit decât Facebook, are un engagement mult mai mare și are o particularitate pentru care probabil noi părinții nu ne bucurăm. Copiii își trimit mesaje unul la altul,
care din spala instantaneu după ce celălalt copil l-a văzut. Deci voi ca părinți n-aveți nicio șansă să știți cu ce se ocupă ei pe Snapchat. Sau șanse mici. Bun, hai să mai continuăm un pic. Pe ăsta știți? Nici bloggerii, come on. Bloggerii mai știu. Este vorba despre Vine. Vine este o rețea socială în care poți să postezi video de 10 secunde. Numai de 10 secunde, fix 10 secunde. Ei bine, este o rețea foarte populară la tine și ei reușesc în acele 10 secunde să creeze conținut extraordinar de interesant și de atractiv. Iar pe Vine există foarte multe vedete Vine, așa cum sunt YouTuberii, care câștigă la vârste de 14, 15, 16 ani mult mai mulți bani decât facem noi toți la un loc în sala asta. Din păcate pentru Vine, mi-am făcut și eu cont, am fost curios. După aproximativ 10 minute am găsit informație, nu spun că sunt și copii în sală, pe care nu vreți să o vedeți, care din păcate este liber. Înainte să vă prezint următorul logo, vă dau un sfat, mai ales celor care au venit împreună cu soțul sau soția. Aveți mare grijă să nu ridicați mâna dacă soția nu ridică mâna, că aveți o problemă. Îl cunoașteți? N-aveți curaj. Este vorba despre Tinder. Este cel mai popular, unul dintre cele mai populare site-uri de dating din lume. Și o să spuneți, vă spun eu, că dacă nu știți, vă spun eu. Ca să te înscrii pe Tinder, trebuie să ai 18 ani. Simplu. Toți colegii băiatului meu de 16 ani au această aplicație pe telefon și mint. Mai mult decât atât, cam 20% dintre ei au avut deja prima întâlnire cu cineva pe Tinder. Iar mai mult decât atât, unii dintre ei, fete, s-au întâlnit cu turiști. Deci, bun, n-am să mai continui foarte mult cu lista, le mai căutați voi pe internet. Vă simțiți depășiți? Ok, nu e o problemă. Haideți să vedem ce trebuie să facem. O să vă dau câteva sfaturi din experiență, nu numai din experiența mea de parenting, tată de 16 ani, moderator la Despre Copii de 17 ani, unde am învățat foarte multă mentalitate feminină, dar și din experiența mea de expert IT care sunt și care am participat la multe proiecte de IT în lume. Primul lucru trebuie să fiți informați. Nu există că am pierdut pasul sau am blocat sau nu. Există foarte multe resurse online unde voi ca părinți trebuie să vă informați. Că sunt de la Orange, că sunt de pe Despre Copii, că sunt de la o prietenă la o petrecere care știe despre ce vorbește. Este extrem de important să rămâneți informați. Dacă unul dintre voi, după ce pleacă din sala asta astăzi, o să spună, nu știu, mă simt depășit, aveți o mare problemă. Trebuie să încercați să vă informați despre tehnologie, la fel cum copiii voștri se informează despre tehnologie. Al doilea lucru, aș vrea să știți foarte bine că e important să tratați digitalul la fel ca orice alt lucru din viață. Dacă un copil vă spune, am plecat la mall, ce faceți? Ce-l întrebați? De curiozitate, ce-l întrebați? La ce oră vii? Ok, bun. A doua întrebare, poate-l întrebați cu cine merge. Da, cu cine merge? Când copilul stă tolănit pe canapea și stă de vorbă, de ce nu întrebați cu cine vorbești? Digitalul este exact un mediu la fel ca și alimentația sănătoasă pentru copii, ca și școala. Mai mult decât atât, copiii petrec timp digital mai mult acum decât la școală. Dacă la școală mergeți la ședința cu părinții, dacă la școală vă interesați care sunt notele, de ce nu v-ar interesa și ce face el digital? Digitalul este și o activitate de familie. Tatăl care a cumpărat Xbox pentru copil ca să joace el, nu e ok. A cumpărat Xbox pentru copil ca să cumpere
jocuri de vârsta respectivă și să facă împreună activități de parenting, activități sociale împreună. Folosiți digitalul așa cum colorați împreună. Sunt nenumărate activități digitale pe care le puteți face ca familie și care vă apropie de copii și vă face și pe voi să descoperiți lumea asta. O să trec rapid peste copii, fac multe greșeli, nu vreau să vă speriu, da, fac, însă și de la postări pe Facebook care nu își au locul, care le poate marca toată viața, greșeli fac oricum, trebuie să fiți atenți și dacă ei greșesc, așa cum greșesc în alte materii, să-i susțineți și să, cel mai important este să învețe din aceste greșeli. Tot repede o să trec, de fapt nu, peste asta nu o să trec repede. Vorbesc acum despre stimulează-ți copilul să creeze. Băiatul meu, l-am cronometrat odată, își petrece cam o oră pe Facebook, vreo două ore pe YouTube, uitându-se la filme de tot felul de filme, și poate încă o oră cu alte activități digitale. Este un consumer, nu creează nimic. Se uită așa cum se uită alții la televizor, divertisment. Și l-am întrebat, de ce nu încerci să creezi și tu propriul tău video? Să faci ceva. Dacă tot te uiți la videouri despre muzică, încearcă să faci ceva. Ăsta e un sfat pe care poate voi aveți copii mai mici acum, dar vi-l dau din inimă. Încercați să stimulați copilul să nu fie numai un consumator al informației pe care o găsește, dar să fie, să-l inspire ca să facă ceva. Super Coders, proiectul lor, extraordinar. Luați-l de mânuță, duceți-l acolo. Sunt proiecte nenumărate unde copiii poate să descopere digitalul și ca un element în care ei poate să creeze, nu doar să consume. Ultimul punct, discutați cu alți părinți. Nu puteți să le știți pe toate. De la mine ați auzit de Vine, de la altul ați auzit despre altă rețea socială, despre o problemă. Un copil are o problemă și apare. Discutați cu alți părinți despre digital, la o petrecere pe Facebook, sau, de ce nu, pe despre copii. Dar despre copii o să găsiți multe informații. Am făcut acolo un print screen căutând azi dimineață siguranța pe internet și am găsit 45.000 de pagini în care se discută oarecum de aceste subiecte. Este un site enorm unde găsiți multe informații, unde încercăm să preluăm și noi informații și de la parteneri și de... Dar ceea ce e poate cel mai important la despre copii este că puteți să discutați moderat cu alți părinți. Ce înseamnă să discutați moderat? Înseamnă că dacă eu mă duc pe internet ca mamă și spun am o problemă, soțul și-a luat Xbox și împreună cu băiatul meu de 10 ani stau de dimineață până seara pe Xbox, ce să fac când vine să-l arunc pe geam? Dacă primul mesaj răspunde o mămică cu mesajul ce ți-a trebuit, discuția s-a terminat. Persoana care a deschis discuția se simte acuzată și pleacă. Dar despre copii noi mergem mai departe și încercăm să stimulăm discuția. Nu mă refer la moderarea de limbaj. Încercăm să spunem, stați mă oameni buni, femeia asta are o problemă, mai are cineva problema? Haideți să încercăm să o ajutăm. Și stimulând discuția, constați că sute de alte mămici au aceeași problemă acasă, sute alte mămici le pare rău că au cumpărat Xbox sau PlayStation și au problema asta. Și atunci discuția se rostogolește, merge mai departe și de aceea vă spun, discutați cu alte mămici, discutați cu alți părinți, pentru că o să vă ajute întotdeauna, iar noi la Despre Copii vom fi mereu pentru voi acolo să vă ajutăm. Aș vrea să închei cu câteva planuri de viitor. Nu știu câți dintre voi știți, dar am lansat două aplicații pe telefon mobil, încercăm să fim și noi cât mai digital. Dar avem prognoză două proiecte foarte importante. Unul este un proiect, o nouă metodă de parenting, dezvoltată la Universitatea Harvard, sponsorizat toată cercetarea de către un român. Nu pot să vă spun foarte multe, dar este o metodă de parenting revoluționară și care ține cont de faptul că trăim într-o lume digitală. Al doilea proiect pe care vrem să-l facem și într-un fel se apropie de ce faceți și voi, vrem și noi să creăm acest Digital Mom, o platformă în care mămicile cu ușurință să găsească informație de calitate
și sfaturi despre cum trebuie să descopere lumea digitală și cum împreună cu copiilor pot să trăiască și să aibă o viață armonioasă folosindu-se de digital, de tehnologie și așa mai departe. Cam asta a fost prezentația mea. N-aș vrea să mă aplaudați, pentru că am un lucru, vreau să vă mai spun ceva. Dacă aș vrea să plecați de aici cu o idee, ideea ar fi că voi, ca părinți, aveți obligația să vă documentați și să țineți pasul cu tehnologia, pentru că numai așa veți putea să vă creșteți copiii în lumea în care trăim. Și faptul că sunteți aici înseamnă că deja ați făcut un foarte mare pas. Nici nu știți cât părinți sunt în România care nu sunt interesați de ce face copilul digital. Nici nu interesează. Au un blocaj mental, n-au timp, nu interesează. Deci când veți aplauda, aș vrea în primul rând să aplaudați pentru voi că sunteți aici în sală și vă mulțumesc.